Doamnelor și domnilor, bună dimineața încă! Până la 12! Până la 12 e bună dimineața! Bine ați venit alături de noi la... Ăsta nu-i popasul de trei, zice asta da dimineața, da? Unde invitații noștri, ușor de recunoscut, sunt cel mai bun elev al profesorului de cinema de Isuchianu, Irina Margareta Nistor, cea mai iubită voce, că scrie acolo în prezentarea ei standard pe care am pus-o și noi în pliantul de la festivalul de film, că circula o vorbă că este a doua voce cea mai cunoscută din România după lui Ceaușescu. Da, mă gândesc că era neapărat un compliment, nu, dar vreau să spun altceva, că da. Era oricum cea mai iubită, asta am vrut asta eu vrea să spun. Nu, da? Dar aceea vreau să spun că te a aparținut chiar în filmul Chuck Norris vs. Comunist despre perioada respectivă a lui Ilinca Călugăreanu și o spunea Constantin Fugașin, de care ne-am despărțit acum două săptămâni, culmea tot de un COVID după atâta vreme, COVID, și care era și actor, care a jucat și întotdeauna se lăuda și spunea că în Singurătatea Florilor a fost fiul lui Toma Caragiu și în premieră a fost fiul lui Carmen Stănescu. Niciunul dintre în viața reală neavând copii, și era așa de mândră povestea asta, și după aia a organizat o grămadă de spectacole, de teatru, de film, lansări și chiar a și jucat într-un film care nu i-a plăcut lui Neanicu, l-a jucat pe Neanicu tânăr. Neanicu s-a uitat la film, adică el... Nu, s-a uitat chiar foarte tare, s-a uitat și la cartele cenzureze și s-a uitat și a spus nea. Și asta vreau să spun, că la un moment dat s-a făcut un fel de serial cu tinerețea tuturor liderilor comuniști din perioada respectivă, postelor state comuniste, și în România el juca pe Ceaușescu tânăr și pe Coana Leana, pe Elena Ceaușescu, juca Leni Dacian. Mă rog, eu am văzut filmul, le-a plăcut, parc n-a intrat niciodată, se pare că online se găsește pe undeva. Și, mă rog, era oarecare o asemănare fizică, pentru că altfel chiar era un om absolut extraordinar, și a făcut niște evenimente formidabile și nu o să uităm niciodată, și chiar e un regret teribil. Elina, eu am avut apărții în gura ta. Da. De plecarea lui Fugașin. Da. De ce nu se învrednicește cine trebuie în țara asta? Nu știu. Eu, la eu stau pe știri de dimineață până seara. Eu la rândul meu am aflat de la soția lui. Ieșeam de la niște filme, tot așa, telefonul era pus pe mod avion. Am ieșit de la film și am văzut mesajul de la soția lui. Cineva mi-a zis, a scris pe Facebook acum două zile. Eu nu văd pe Facebook. Dați-mi și mie un telefon, spuneți-mi când se întâmplă așa ceva. Da. Așa că, da, și cred că a fost un personaj care ne-a marcat pe foarte mult. Și uite, făcea un festival la Râmnicu Vâlcea și cu atâta bucurie ne aștepta de ziua imnului acolo, ne aștepta în fiecare an. Era un tip cu totuși, a făcut o chestie formidabilă în 2018, când erau 100 de ani de la Unire, a dus un fotograf care ne-a făcut niște portrete exact cum se făceau cu 100 de ani în urmă și cu aparate ca în urmă cu 100 de ani, și știu că domnul Prunariu a fost primul fotografiat, cosmonautul, și eu am fost a doua, și mă rog, am fost mulți, dar știu că mi-a făcut plăcere, era și pentru amândoi, tot datorită lui. Atunci la Hilton s-a inventat pentru fiecare câte un fel aparte. Pentru mine a fost un fel de înghețată cu iuțeală și cu foarte complicată așa, care era un fel de o voce a filmelor cu pe mai multe limbi, așa, și domnul Prunariu știu că a vrut ceva sărat în orice caz, așa că da. Deci era un om, asta vreau să spun, că țineam foarte mult să amintesc de Fugașin, pentru că a însemnat și pentru cei tineri, i-a ajutat, a montat un spectacol după un text al lui Sorescu acum ceva vreme la Notara, adică a fost un personaj de care o să ne fie foarte dor. Da, deci asta era apropo de cum era cu vocea cea mai cunoscută. Iar Neanicu, într-adevăr, se uita mult la filme. Se uita la filme, îi plăceau filmele... Cred că Nicolaes Stile, da? Nicolaescurile. Western-urile, special. Da, toți dictatorii sunt cinefili, eu mereu spun chestia asta, inclusiv Kim Il-sung, absolut toți au fost cinefili. Kim Il-sung de cinefag. Da, mă rog, așa. Și chiar făceau un schimb de, pe vremea când devine prea,
se făcea un schimb între Cinemateca Românească și cea a lor și la un moment dat a mai șterpelit niște copii care n-au mai venit înapoi sau le-au dat ăștia acolo și s-au întors la negru sau chestii de astea, deci erau tot felul de istorie, dar și vedeam mult și la Perișor, de fapt lângă Perișor, la Foișor, era o sală de cinema care fusese sala regelui Mihai de altfel. Deci nu cea din Peleșul Mare, unde există și acolo o sală unde se pare că a fost prima proiecție cu independența României. Te trimit la un nume pe care ar trebui să-l știi din cinematografie, Nicolae Paul Mihail, îți spune cineva? Da. Deci da. Nicu Mihail a fost prietenul cel mai bun al familiei mele, coleg de ofițereală cu taică-meu cândva. Da, la unde au devenit ofițer promoția regelui Mihai, regele cel care l-a numit Savia, după ce a fost el primul ofițerizat la terminare. Iar sora lui Nicu Mihail era custodele muzeului pe perioada, inclusiv când a fost închis total complet, complexul Peleș. Ei, atunci când mergeam la, eu fiind din Câmpina, da? Când mergeam duminica pe la ei, am avut acces în Peleș, în toate subteranele și toate cotoanele și toate de la și știu de exact, știu mai multe decât trebuie. Da, asta atunci, vedea multe filme, vedea, pe lângă faptul că mai vedea o parte ca să decidă ce să mai taie, ce nu să mai taie, dar sigur că erau niște comisii care hotărau asta cu mult timp înainte, dar am vizitat de curând chiar sala lui de cinema, care este în muzeul de la București de Primăverii, care e o casă, casa Ceaușescu, care inițial, culmea, am aflat acum, a fost construită pentru Dej. Dej n-a reușit să n-a apucat să stea în ea, s-au mutat ei și, pentru că mergeam cu tot cu o fată care își dădea o lucrare și a putea un interviu filmat, a obținut aprobarea să-l facem în birou și mereu povestesc că am avut noroc pentru că cea care se ocupa de mult, am zis că parcă era și o sală de cinema și atunci ne-a lăsat să filmăm în sala de cinema, care e undeva la subsol și este absolut spectaculoasă, e mare, cu fotolii, cu un ecran extraordinar, cu unde avea în spate proiecționistul care putea să pună pe 16, pe 35, pe casete, pe ce, indiferent pe ce, iar comunicarea se făcea pe niște butoane pe care scria mai încet, mai tare, alt film și așa, adică stătea oricine cu el acolo când vedea filmul. Da. Deci disprețul era total inclusiv pentru cei care și eventual sau mai tare, dacă se nu se audea suficient sau eventual dacă se rupea filmul, știi cum era pe vremuri. Deci asta spun că se uita mult și mai de Gatsby să pare. Au apucat să vadă și filme cu vocea ta? Da. Am aflat după aia. Culmea este că un preot mi-a spus la un moment dat, care aflase la rândul lui, dar nu știu, securist, că vedea chiar foarte tare. De asta din fericire nu a trebuit eu să mă duc să-i traduc. Deodată, în schimb, era un traducător din televiziune, un bărbat, care din când în când mergea și traducea astea. Omul care de încredere, tu mai erai. Da, era de încredere, bine de tot, îți dai seama, așa, înțelegi ce de încredere era. Și care îi traducea inclusiv astea care nu veneau pe casetele VHS, veneau pe casete mai mari, pe beta alea care veneau pentru televiziune. Iar ea era nebunită așa, după Love Story, care s-a cumpărat imediat pentru ea și după ce vrăja mai făcut nevasta mea, ăla cu Samantha, știi că era și ban cu ce vrăja mai făcut Samantha, că e Savantul, vreau un nume mondial, era patru clase, să nu uităm, că văd că ne tot amintim că și azi o să vedem un film care a luat Palme d'Or cu Triangle of Sadness, unde ăla este profund comunist, un suedez care habar n-are despre ce vorbește și cum zice, eu ce minunat ar fi o lume în care te-ar conduce o servitoare. Nu cred că e foarte bine chestia, dar cred că e bine să facem niște studii de când, așa, măcar până să conducem, așa, cât așa. Da, și ea pentru Samantha se dădea duminica la prânz și se muta, mereu povestesc chestia asta ca să înțelegeți cum funcționau lucrurile și să nu mai aveți tot felul de regrete stupide. La ora prânzului, duminica, varia când începea serialul, în funcție de când se așezau ei la masă. Se dădea un telefon în televiziune și când se așezau ei la masă, pornea filmul. Până atunci se băga, evident, niște populară, că ce pune da, să da, așa, da. Să mai spală puțin creierașul. Da. Te rog. Năucitor. Da. Dar eu știu că și la Snagov avea o sală de cinema. Presupun că aveau peste tot. Da. Cred că într-un singur loc. Da, adică și-a fixat practic comod. Dacă erau în stare să dea telefon ca să spună când începe filmul, da. Ei și-au făcut săli și toată lucrurile. Peste tot erau, exact. Da, peste tot erau săli de cinema. Probabil că o diferență majoră între perioada respectivă și cea de acum este că acum sunt mai mulți care au cea sală personală de cinema.
Dar eu pe mine mă îngrijorează faptul că mă tem că sunt mai puține aia care se uită la filme. A, da, se uită la alte filme. Da. Bine, și când se uită, da. Se uită la ce nici nu vrei să știi. Da, absolut, mai bine. Eu începusem să prezint două personaje. Păi da, l-am eclipsat. Păi tu știi că toată ziua, în ultima vreme, am făcut eclipsă. Nu vreau să le eclipsez. Cel al doilea invitat este, în principiu, un domn care a trebuit să se teamă de Irina ca de nu știu ce. Așa și da, mi se pare corect. Da, pentru că e de partea aia la alta baricăzii. Domnul Florin Chevorchian, pe care nu vreau să-i mai dau și al doilea mie, la seară l-am făcut, nu știu, Ștefan, cred că. Ștefan, merge. Da, se leagă de un film pe care mare să fac, da, exact. Eu cred că de acolo e. Așa, da, vorbim de actorul, regizorul, casting directorul, producătorul Florin Chevorchian, care printre, am aici o fișă dragă, fel de filme în care a jucat, Trenul Vieții, Elvira și soția contelui, niște titluri englezești, The Brothers Bloom și High Tension, astea sunt făcute de americani, cu americani, pentru americani, sau de ce au titlu englezesc? Au titlu englezesc, trebuie să întrebăm pe cineva care face traduceri în mai multe limbi, dar ele sunt producții filmate în România. Dar sunt producții și franceze, de pildă, High Tension, de pildă, este O Tension, este francez și este făcut cumva sub auspiciul lui Luc Besson, fiind un tânăr care este iarăși într-o familie de cineaști, Alexandra Aja, fiul lui Alexandre Arcadie. Uh-huh. Ei și filmând la un moment dat în anumite contracte cu Buftea și făcând filmul unul după celălalt. Deci, da, sunt o mulțime de filme care au venit. S-au făcut aici și nu le-a văzut nimeni după aia, pentru că eu aveste întreagă, nu sunt cumpărate ca să fie. În cea mai mare parte a lor. Acum însă am văzut la televizor, că pe ProCinema în special, și mai sunt în câteva posturi, se reiau toate filmele făcute în România, cu actori români, mulți dintre ei roluri destul de importante. Nu, sigur, cu scenarii extraordinare, nu de lupte, de mai știu ce, dar în care poți să vezi că actorii români sunt funcționali în orice tip de cinema. Și că îți face plăcere să-i vezi, da, adică ideea asta, mie mi se mai întâmplă să văd în străinătate și să sun după aia de grupul Vlad Ponesu și zic, bine mă, dar s-a filmat la voi și la mine, eu nu l-am văzut în țară niciodată. Da, nu l-a cumpărat nimeni și mi se pare, dar e și senzația, mai ales când nu ești pe teritoriu tot și așa, toată îți crește inima și când vezi că uite ce, și un film foarte bun, știi, asta nu mai vorbesc, Tren de vii de pildă a fost prea puțin, dar la cât de bun este. Absolut, al lui Radu Mihai, care știe foarte puțin la lume, Tren de vii care a apărut în paralel cu La Vita e Bella și știi că a fost și un ușor proces între una și alta, pentru că tratează același lucru. Eu, sincer, să spun, Tren de vie este infinit mai bun decât La Vita e Bella, dar când vii în Italia e una și când vii în România, chiar dacă stai în Franța, e alta. Asta este. Există un mic handicap, nu știu cum să-ți cuvântul, dar așa, da. Și vreau să-l întreb pe Florin, în care din piei se simte mai bine? În pielea de actor, de regizor, de producător? Sau pielea de piele? Asta este geaca de piele, trecut de la prietenul meu rus, care a devenit cumva cineast după filmul Bucovina. Și eu nici nu spun că a cumpărat-o la Chilipi, nici nu are sens să vorbesc despre pe care cheamă Afanasov și ne-am bucurat foarte tare că totul începe cu A. Eu să știți că am rămas ochelarii de frate de Afanasov. Afanasov e A și S. Pentru că primul film din viața lui l-a văzut exact la Modern de aseară, că asta povesteam și în sală, exact în cinematograful care acum nu se mai cheamă Modern. Cum se cheamă? Se cheamă și Îi bătârni, tot așa îi spun. Mergem la Modern. Asta e ca la București, că a fost Luceafărul, Golanii spuneau Ciuleafărul, după aia a fost Cinema Cro și acum îi spune înapoi Luceafărul. Așa că știm povestea. Și am văzut, apropo de asta, Luceafărul, asta trebuie neapărat să mergem să vedem, un film la care am văzut, un film românesc, la care s-a ridicat sala în picioare și au aplaudat 10 minute în șir, pentru un motiv extrem, extrem de simplu. Nu vorbea de rău România. Nu vorbim despre alte tipuri de realizări. Era un film de, nu știu dacă, nu, medieval, să spunem, ca să ne spunem de capă și spadă, de dragoste, cu actori frumoși,
călări, care se luptau bine, cu costume de epocă. Oamenii au nevoie de așa ceva și ne bucuram că în sfârșit era cineva care vorbea despre ceea ce e bine în România. Nu spuneam că n-ar fi, probabil că sunt destul de multe, da. Probabil că dacă să facem liste întregi, nici nu sunt încă destul de filme care să atace tot ceea ce nu funcționează. Dar avem nevoie nu numai să, cum să spun, să ardem tot ceea ce este rău, ci haide să mai dăm și speranță. Poate că... că poate nebun mediu ne merge și nouă mai bine. Măcar știm că ne-am pornit. Măcar știm că ne-am pornit. Nu știu că ne-am însăși. Mai puțin să ne glumesc că realmente, uite, de exemplu, la voi, aseară chiar m-am citit extraordinar de mine, de-aia spuneam că am rămas cu ochelarii de soare, că zic dacă îmi intră un careu, dar să nu vă prind. Mă gândeam să, da, da, mă rog, acum poate să-mi ia să doar trei, dar în sfârșit e bine așa. Și un ful merge, da. Da, merge și un careu, da, merge și, da. Da, da, da. Deci, uite, uite, mai avem o domnișoară care spune, face cât mai mulți, așa aș putea spune, da? Da. Așa. Face și eu puțin cât o pereche, deci. Exact, exact, absolut. Așa. Da. Da. Deci. Deci, eram la ce? La ce vrei cum tu? Ar trebui să se teamă? Tu, în calitate de critic, practic și critica constructivă sau adică există și un alt tip de demolatoare, există una demolatoare. Ai practicat-o vreodată? Nu, pentru că atâta vreme am trăit cu teroarea ca nu cumva să ne demoleze neanii cu casa, încât am zis, băi, măcar atâta să fac și eu, dacă totuși am scăpat, mai trăia la 6 luni, era o parcare în locul casei, zic, eu zic să fim cum să cade și nu, realmente nu cred în asta demolatoare. Pot să cred în lucruri pe care să le spun cu tact sau să-mi spun punctul de vedere, așa cum s-a întâmplat și aseară, că ai văzut toată discuția și toată agitația după în sală, de ce am povestit atâtea, de ce se întâmplă la filmări, unii au vrut, alții n-au vrut, inclusiv când am spus că totuși în Metronom erau 2 scene de amor, una ar fi și fost plus, suficientă. Da. A fost foarte, foarte diplomat. Lăzărescu și Lăzărescu. Da, da, da. Păi cum adică? Am notat și îl cheamă Lăzărescu, nu pot să cheamă așa, da. Bun, așa. Care a zis, da, asta trebuie să îi spune domnului Belc sau să-l întrebați pe domnul Belc, care e regizorul. Te-am întrebat dacă e Lăzărescu și zis, da, nu, păi iar mea nu trebuie să-l fac, vezi, atât. Nu să-l prind, vezi, așa l-am prins. Dar n-a făcut el castigul acolo. Nu, n-a făcut, dar știe roluri întregi. Nu, nu, dar știe pătașul. Cătălin Dordea și-a făcut un lucru minunat. Păi Cătălin Dordea a făcut castingul inclusiv la 4-3 săptămâni și 2 zile. Cătălin este un regizor de casting, regizor de film de altfel, care e unul dintre cei care lucrează foarte frumos cu actorii și el este axat pe tot ceea ce înseamnă producție de film românească, ceea ce nu este, este ceva aparte. Eu sunt mai mult pe filme străine, să spunem. Domnica Cărciumaru este numai pe străine. Și mai numai se întâmplă și pe la românești, dar cred că le combină. Da. Le combină sunt combinate de... cu cealaltă, dar cred că e... Dar Cătălin Dornă este unul dintre cei care își fac treaba foarte bine și ca dovadă. Mai este ceva ce am remarcat de la Lazarovici, la Șerban adică, Lazarovici. Adică, de ce să dai numai tu miel? Da. Bine, îmi dau jumii jumătate. Da, 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 cu mare drag mă lângă. Am mâncat niște costițe, ele au fost extrem de aceea. Deci, la Echer. Mi se pare teribil că se cheamă Echer. Și așa, nu știu, stai să te explic. Se cheamă Echer, pentru că era chiar foarte elegant. Că nu e vorba de... Reclamă chiar e foarte sincer, apropo de... Și altă dată am zis că mă duc la ei și tot am ajuns. De critici, așa. Nu, aici era chiar una total admirativă, că tot, din păcate, tot critică, se cheamă cronică. O cronică de ele, pentru că mi s-a părut foarte nostru că se cheamă Echer. Sigur, e scris altfel decât așa. Și noi avem treabă cu un triunghi, nu? Triangle of sadness, cu un triunghi. Adică triunghi Echer, adică bă, geometrie dacă mai tragem o linie la triunghi, atunci este, da. O să fie mai multe chere, acum, ca să ne reîntoarcem, să scăpăm de coaste așa. Care au venit, nu pot să nu spun asta, că au venit sub capac și când s-a ridicat capac era cu aur. Nu, era, nu, era raptor cu ceața de dimineață când am plecat noi la ora 5 fără ceva de la Cluj ca să ajungem în coace. Și am urmărit și azi la Hagicadar, tot așa era, plin de ceața. Super, adică eu cred că el a vorbit cu mine de la efecte speciale, știi? Și a zis, domne, hai să o imit pe asta să nu mă critice niciodată. Mult ceață, da. Vorbeam despre Lazarovici și vorbeam la un moment dat că el spunea despre faptul că a fost sunat la ora 12 noaptea. 12. Da? Exact asta vreau să spun. Exact, 12 noaptea.
Deci la 12%. Dar n-aș îndrăzni să-i zic că tu-i invitat. Și la ora 12, noaptea când am fost sunat, a răspuns. Asta spre deosebire de ideile geniale care se promovează la un moment dat în anumite instituții de învățământ. Că eu uite, orarul, nu răspunde nimeni. Nu, orarul este până la ora 8, că atunci se termină orarul universitar, sau până la ora 10, când este civilizat. Nu, dragilor, nu. A fi actor, a fi scenarist, a fi regizor, a fi activ, a fi critic, înseamnă că tu practic ai 24 de ore din 24. Absolut, în care da, ești nu, ofițer. Categoric. La ce ori am plecat noi? La 5 dimineața? Da. La ce ori plecăm mâine? La 5 dimineața? Plecam, eram gata la ora 12 să vorbim, la ora 1 ne culcam. Despre asta e vorba. A, nu? De ce mă sun la ora asta? Nu, nu și ca să exact cum spune prietenul nostru, da? În cântec. Să știi că și la ziariști e la fel. Sigur că da, da, da. În meserie adevărată nu există oră de sunat. Există un moment de care e viața ta până la urmă, da? Da, da, da. Și mai departe, ca să vorbim despre film, nu pot să nu amintesc de ceea ce a vorbit și Irina, este extraordinar și mă bucur teribil, de filmele care acum se duc înspre public, da. De filmele care reîncep să aducă publicul românesc în sala de cinema. Este ca o speranță, încă se intră cu teamă, încă nu știu dacă oare iar îmi trântește un film care este super premiat și nu înțeleg nimic din el, sau intru într-un timp real, sau mă duc într-un timp diurn. Ceea ce nu este într-un act artistic. Într-un act artistic eu practic mă joc cu timpii cu care cinemaul ne-a obișnuit publicul. Nu prea pot să intri după filme străine, americane în special, sau chiar și după cele europene. Am văzut acum un film coproducție între patru țări, cehesc, mai știu cum, francez și toate cele. Film de acțiune excelent făcut. Neînfricat. Da, neînfricat. Nu ne putem juca cu acești timpi. Ori, în momentul în care noi vorbim despre filme pentru public, înseamnă că eu îi ofer lui bucuria de a veni la cinema. Da, eu am făcut distinția asta, că există film pentru public și film de public. Ăla de public e mai sub pământ SRL, așa, știi? Adică cu bancuri astea foarte joase, hai să mai prindem o fraie. Și ăla se cheamă un film de public. Când ăsta este un film pentru public. E ca atunci când îi faci un cadou cuiva, e pentru tine. Înțelegi? Asta văd eu diferența între una așa. Nu m-am gândit la nuanța asta, dar da. Da. E cu filologie, știu și de aia. Pe de-aia cu școra 12. Dar mai vreau să mai spun ceva apropo de tipul, și tu asta tu mi-ai povestit, Irina, și mi-a făcut o deosebită plăcere. Apropo de critica pozitivă, care de fapt se poate transforma, se poate traduce în cronică, în cronică, în analiză, ea mi-a spus că este de la profesorul Dei Suchianu, da, care era într-o abilitate extraordinară și te las pe tine să spui. Da, care spunea că când ești prea tânăr ca să-l fi prins la cinemateca, da, sau la telecinemateca. Da. Nu, oricum e prea tânăr și am să spune de ce e și mai tânăr decât îți poți imagina că putea să-l prinde, din cu totul alt motiv. Dar el spunea asta, că în orice film poți să găsești o nestemată cinematografică. Adică măcar ceva, chiar dacă te enervează teribil. Dacă, uite, de exemplu ăsta care are o grămadă de public și așa, Capra cu Predma, despre asta să vorbim. Deci acolo e un puști absolut extraordinar. Deci ceva am găsit. Pe care l-au găsit acolo. Pe lângă toate ororile de acolo, știi? Și atunci, măcar pentru chestia asta, am putut să iert restul. Și de ce spun că el nu putea să-l prindă? Pentru că domnul Suchianu a fost scos din joc cu mult înainte să moară. El a murit în 1985 și eu întotdeauna spun că el a murit în aprilie și în noiembrie eu am început să traduc pe casete și cred că el de acolo de sus a făcut așa frumos de nalipioare și a zis, uite, pentru că nu mai merg eu cu ea la filme și săraca nu mai are unde să vadă filmele, că să mai putea vedea nimic, hai cu aranjez eu așa să poată vedea filme în continuare. Așa mi se pare mie că e. Dar el a murit în 85, dar deja nu mai avea voie să apară de ani de ce zile. Ce vreau să Știi ce făcuse? Da. Îmbătrânise. Nu, în sensul că era mintea brici, să ne înțelegem. Da. Dar de ce?
ca să nu vadă neanicul pe unul bătrân pe poș și să se gândească că și el s-ar putea să îmbătrânească. Atât de departe mergea cenzura. Așa cum în egală măsură, că uite și asta mică e ochelaristă ca și mine, așa cum în egală măsură la știre era un singur crainic care avea voie să apară cu ochelari, că în capul lui era că dacă porți ochelari, ești bătrân. Îl obseda bătrânețea, știi? Eu port ochelari de la 5 ani, de exemplu. Ești bătrână de tânără. De la 5 ani. Și în continuare, el, toate discursurile lui, care oricum erau nesfârșite și care, știi, dădeam de mână invert de cât vorbeam și așa, că aveai cei, apropo de metronom, știi, cei că bate așa un ritm de ăsta bizar, toate erau scrise cu o mașină electrică cu scrisul foarte mare, ca să nu fie nevoit niciodată să pună ochelari, știi? Deci de-aia ei de fapt îl scoase, nu că mintea lui a fost brici până nu în moment, până la 90 de ani, dar deja de pe la 70, ăsta i s-a părut că nu dă bine. Da. Pe de altă parte, norocul care a fost că până atunci, ei au înregistrat emisiunile cu el, pentru că era frică să nu scape ceva în direct, știi? Da. Că el era foarte slobod la București, la urmă ce mai avea de pe el, era și el până închisoare. A scos ralea, că ei la un moment dat au mers unul pe stânga, unul pe dreapta, așa, știi? Care iese, pălălalt îl salvează. Deci, ca să ne înțelegem, au fost prieteni foarte buni. Registrul l-a scos pe drept, exact, taci de acolo, exact, da? Da, 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 mai ales că era, stângistul era între timp căsătorit cu sora lui și avea Catinca Ralea. Deci dacă este ceva foarte frumos, da. Și uite, nici nu am apucat să vorbesc cu Ina până la urmă, dar doar că mergând foarte puțin împreună în mașină, adică... Vreau să spun, de cenzura de atunci față de cenzura de acum, în cenzura de atunci, oamenii care se cunoșteau între ei așa cum sunt cei doi prieteni, se respectau. Nu numai, se ajutau, se iubeau. Și era un fel de samizdat, cum era la ruși, da? Unde puteam să discutăm între noi, știindu-ne că suntem de aceeași parte. Samizdatul a fost și pe aici, că toate cărțile Solzhenitsyn sunt doar în samizdat. Circula parțial în franceză și toate manualele noastre de engleză și toate astea. Adică samizdatul a existat și viața culturală nu s-a oprit și aveau o bucurie ca un cum să spun, o apartenență într-un grup aparte, un punct special ca apartenență aparte, da? Era un grup de oameni luminați care continuau să fie împreună și să se lupte pentru ceea ce însemnau realmente principii de viață. În momentul de față, încă nu este creat acest grup. În momentul de față, puterea, presiunii pe care o pune oricine într-o societate care dorește să emită o idee și să-i blameze pe ceilalți, este încă liber să o facă și grupul celorlalt de oponenți nu este încă format. Dar atenție mare că de fiecare dată, în fiecare grup, este câte ceva. Este un grup în fiecare societate care trebuie blamat, trebuie pus deoparte. Fie că din cele mai vechi timpuri și până acum. Fie că erau iobagii care trebuiau puși așa și făceau răscoală la un moment dat. Fie că erau cavalerii teutoni care trebuia să facă ceva și se luptau cu papa. Era un grup care trebuia să fie blamat la un moment dat. Dar să vedem la ce grup... trebuie și cineva să reziste. Eu vin, că de-aia am venit este grupul de rezistență. De la Cluj, pentru că acolo a fost o gală Corneliu Cobosu, deci, seniorului, știi? Da. Și s-a vorbit foarte mult de tot ce s-a întâmplat, de primul 1 decembrie, unde el s-a dus și au fost unii organizați pe acolo la care l-au huiduit. El și-a continuat să-și citească discursul. Și vreau să spun că inclusiv acum, deci el a murit în 1995. Da? Eu am pus o fotografie pe Facebook apropo de ce s-a întâmplat. Chiar și acum am avut vreo două comentarii din asta. Adică ura nu se stinge nici după ce omul ăla moare, pentru că tocmai a reprezentat ceva extraordinar. Iar aseară, când am ajuns în cameră, am dat drumul la televizor și am dat peste un interviu formidabil al Doinei Cornea. Și știi, mi s-a părut așa că în aceea săptămână, pentru că mama mea spunea așa întotdeauna că de fapt deocamdată nemurirea nu s-a inventat decât la televizor sau în filme, deci nu poți să rămâi nemuritor decât acolo. Și faptul că i-am văzut la distanță de două zile, deși ei nu mai sunt printre noi, dar au însemnat atât de mult pentru noi. Cred că asta contează foarte tare și cred că numai asta ne-ar putea să
mai apară cineva, adică să apară imagine. Ce m-a speriat foarte tare acolo au fost câteva întâlniri și cu tineri, și era doamna Ana Blandiana acolo, era venise o poetă foarte, foarte specială doamna de la Europa Liberă. Blandiana a fost laureată la Iași, la Literare. Exact, la film. Și a fost și Doina Alexandru, pe care o știm de la emisiunile de la Europa Liberă, că toți a vorbit aseară în Metronom, a vorbit și tu ai deschis așa de bine deci cu Europa Liberă, auzite clar, da. Exact, Europa Liberă, așa. Ei, acum se mai întâmplă, da. Dacă mai stați, e bună. Dacă era în locul care trebuie, probabil că s-a auzit clar. Probabil. Cred că aia care ne urmăreau, sigur, auzeau bine. Asta, sigur, asta era. Nu, de asta vreau să spun, s-au ridicat câțiva tine și au zis, și noi cu cine votăm? Și ce urmează. Și tot timpul era nu știm ce să vă răspundem. Deci eu cred că ar trebui să ne adunăm un pic așa cât de cât. Și asta spuneau că practic nu mai există o societate civilă unită, apropo de ce spunea el. Da. Pentru că culmea este că până și în perioada comunistă, din când în când, oricâte opreliști erau, exista cât de cât, știi? Nu a existat Mircea Dinescu, a existat, adică au existat niște lucruri. Sigur, n-au fost, cum am discutat mai devreme, sojeniții, nu, bineînțeles, sigur, dar a existat un Goma. Deci a existat ceva, dar acum e așa un gol din ăla, eu vreau să umple în golul ăla. Deci, da, este dispersare nefericită. Să-l umple cineva, adică și nu, mai este ceva în momentul de față, acum, în clipa asta, poate deschide cineva ușa și se spune, vă dau o judecată. Da. Mă simt ofensat. Exact, de orice, spune, de orice prostie. Mă simt ofensat că nu m-ați invitat la emisiune. Și în loc să noi să-i spunem... Și pe tine să te ridice pentru că ești cu părul lung. În loc să-i spui asta, tu îl lași pentru că deja... Păi ai văzut că pe ăsta micul la urmă l-au luat între altele și pentru că nu s-a tuns, pentru că era perioada în care te prindeau pe stradă ca băiat și te tundeau și foarte bine, fetele n-au avea voie cu puște scurte și o grămadă de altă. Te rog. Eu vin de la Câmpina, unde sâmbătă seară, poliția, școala de miliție de acolo, avea aplicație în oraș, l-a prins băieți, băieți cu păr și fete cu blugi. Da, și de-aia, de-aia și blugi, de-aia, deci, și da, vezi că același lucru s-a întâmplat și când au venit minerii în 90. Exact, da, același lucru. Da. Și din nou chestia cu ochelarii, că ne-am adus aminte de chestia cu ochelarii. Băia cu ochelarii la intelectual, trebuie la tâmplă. Da, știi că nu neapărat asta, nu se neapărat că ai și carte, dacă pur și simplu. Da, eu îmi doream la un moment dat, ca semn de cultură, să am ochelari și am primit foarte puternic. Ochelarii este mai nou, acum știi că sunt, mai fac din câte sunt o parada modei cu chestia asta, așa, tocmai că. Sau ca să-i determine pe copiii care sunt încăpățânați să nu poartă ochelari și strică ce ochii, că nu poartă când îi trebuie, a fost extraordinara invenție care s-a chemat Harry Potter. După care toți copiii au vrut excelent să citească și cărți acolo, da, lovitura. Da. J.K. Rowling, care n-a îndrăznit să semneze cu numele întreg să vedem că e o fată, da, că e o doamnă, că nu venise încă moda asta, exact, că trebuie neapărat să fie o scriitoare. Da, era J.K. Ca dovadă că este o modă aiurea, este că, de pildă în filmul de ieri și probabil că o să mai avem și astăzi, da, nu spune nimeni că nu există așa ceva. Trebuie doar să înțelegem că dacă este cumva între toți tigrii există un animal alb, ăla este o excepție de la regulă. Se referă la flii, la fuga, la primul dintre filme. La fuga, sigur că este un gest uman, poți să-l înțelegi pe acel om, poți să înțelegi că și-a salvat viața, dar dincolo de toate acestea, să lămurim, nu este o promovare și nu este o invitație. Și nu este, haideți tineri, schimbați-vă și sexul și mentalitatea. Da. Nu. Nu, e tocmai, e o chestie este... fiecare face absolut ce vrea, absolut ce. Da? Să știi că noi am, păstrând proporții, noi am avut aceeași chestie anul ăsta, sărbătând toată țara cu 100 de ani de la încoronare și cu filmele pe care le-am prezentat în școli, în licee, am făcut 6.000 de kilometri, dai seama, și în facultăți. O parte ne-au întrebat dacă am venit cu ideea de a propovădui monarhismul și am zis, nu, noi vorbim despre istorie acum, fiecare dintre noi poate să creadă ce vrea, de exemplu, Cioroianu credea una, eu credeam alta, adică fiecare dintre noi avea poziția asta... care e ca la ca religie, nu trebuie neapărat să spui crezi în Dumnezeu, nu crezi în Dumnezeu sau în care dintre ei crezi sau așa. Deci, dar noi suntem liberi aici. Exact, da. Atunci pot să spun că în general, dacă să stai într-un regat și să ai un rege, este mai înălțător și încântător decât să stai într-o țară și să ai un președinte. Dar este doar o părere. Este doar absolut o părere, așa, ca să nu te mai dea cineva și și ca să nu ne întoarcem la iarăși Triangle of Sadness ăsta, unde ăla de ce suedez este într-o monarhie suedeză, adică una mai mult decât înțeleaptă,
și totuși el are impresia că e mai bine în partea asta la alta. Aș vrea eu să meargă să-l ținem într-o casă. Și Elina, încă în anii 60 am cunoscut un prim secretar de regiune, cred că nici nu s-a făcusere încă județele. Autonomă maghiară, da. Care după o călătorie în Suedia au fost vreo 3-4 din ăștia șefi de partid acolo și s-a întors și a zis niciodată comunismul în România nu va avea nivelul comunismului suedez. Corect, da. Deci și ăia sunt mai comuniști decât noi pe față. Da. Am avut încredere totală. Da, dar și-au păstrat regele în continuare. Asta a fost o chestie foarte frumoasă, că am avut tot la Cluj o săptămână înainte festival de psihanaliză și film. Și a venit și un psihanalist de la Londra care ne-a povestit, am prezentat tot felul de filme dintre cele mai diferite și la deschidere, între altele, a venit și primarul, apropo că, uite, vezi, mai există totuși politicieni care mai vin de când de la cinema, ca să zic așa, domnul Boc. Și domnul Boc a dat un citat din Liosa, pe care mărturisesc că nu știam citatul ăsta, și în care Liosa spune așa, că utopia e bine să o folosești doar în operele de artă, nu să o aplici în realitate, că nu ți iese sigur. Deci, asta e ideea. Pe când suedezii astea au reușit să facă o operă de artă. Da, bine, au reușit. Zic, cred că este și un lucru de cât de mulți sunt și de spațiu și de mai multe care sunt specifice în locuri. Da. Da. Ține de mai mulți factori. Care... Și de faptul că de întotdeauna au subtitrat filmele noi și cu ei. Nu le-au dublat, eu cred că de-aia. Da. Deși știi bine că cu Berman nu s-au purtat foarte bine, că l-au acuzat că nu și-a plătit niște impozite și a plecat în Germania. Da. Asta, că faci zgomot. Parcă ai lucrat la prăzat. Și trece peste tot în noi. Muzicienii britanici au migrat la un moment dat în masă în Statele Unite, fiindcă în Anglia, dacă ține bine minte... Și Aznavur a emigrat în Elveția, tot din cauza impozitelor. Da, a emigrat ca ambasador în cele din urmă. Da, și la Depardieu acum. Și în Armenia, separat. Și spuneți-mi de Depardieu, că de când este conflictul, nu am auzit nimic, o luare de poziție a cetățeanului rus. Nimic, mă așteptam să spui dacă ai auzit vreo luare de poziție a cetățeanului francez față de ce a făcut cetățeanului. Eu cu asta am treabă. El a muțit acolo, deși mă uitam că a mai făcut niște filme în Franța, deci cred că este absolut din motive. Bine, acum nu cred bipolar, că mai poate să ceră. E bipolar rău, deci aș spune chiar că e tripolar. Dar în orice caz, da, a fost o mișcare pe care jalnică, dar eu nu pot să uit pe de altă parte când a fost Bernard Shaw la Stalin și s-a părut extraordinar, așa că la IQ-ul lui Depardieu nu mă miră foarte tare, dar la Bernard Shaw mă îngrozește. Da. E o mare diferență, știi? Da. George Bernard Shaw, adică... Bernard Shaw l-am divinizat. Da. E bine să nu știi prea multe despre ei. Cel mai fantastic umor, în afară de Mark Twain și de Ion și Petro. Eu cred că din clipa în care te ridici pe scenă, pe ecran, sau se discuți și se dezbați despre, și vorbesc despre această zonă artistică, preferabil decât să discut despre zona politică, unde te ridici și până unde ajungi. Dar în mod cert, vei deveni o persoană contradictorie. În mod firesc, se spune că nu și-a păstrat principiile. Păi, la un moment dat, Socrate îi spunea unui om înțelept care conducea un oraș, deci vă dați seama că era în aceeași zonă, da? Din perioada lui, care a spus, eu mi-am păstrat aceleași principii din tinerețe. Și de fapt i-a spus, da, înseamnă că nu ai învățat nimic între timp. Adică, în mod firesc, tu trebuie să-ți modifici. Ți le poți argumenta pe cele bune. Da, dar când e vorba de principii, știi cum e asta? Tot domnul Coposu spunea că nu negociem la principii. E foarte frumos. Și el n-a negociat nici în aia 17 ani jumate de închisoare. Da. Eu aveam un profesor extraordinar de tehnică cinematografică care ne spunea, filmul nu se face și așa. Domnul Răduleț, nu se face și așa. Că dacă învățăm așa, hai să-l facem repede, hai să facem o perioadă de pregătire mult mai scurtă. Auzi, după să scrii scenariul în 3 săptămâni, fără documentare, a ce-ți mai trebuie? Că scrii așa din talent? Păi, nu. Dar nu pot să montez mai repede, că ne ia timp. Dar nu pot să film. Nu se poate. Există niște timpuri de azi. Poți să faci o economie cu minte, cu creier, dar dacă tu ajungi să creezi rabaturi, să filmezi într-o singură unghiulație, să filmezi 2 actori în același timp din ureche, ceea ce este cel mai expresiv loc pentru un actor, da? Se simte mai acum se mișcă la gând. În momentul în care tu faci așa și faci economie,
filmul nu va mai fi iubit de spectatorii care sunt obișnuiți cu filme cu plan, contraplan, cu încadraturi strânse. Chiar dacă nu știu de explica în mod special, și, pentru că le curge, nu știu de ce să... le intră în suflet. Nu știu de ce trăiesc odată cu tine. Da. Într-un film decupat, vorbeam cu Cornel Porumboiu, care o să spui tu imediat că a plecat, da? Și spuneam, Cornel, dar tu faci... A plecat din țară. A plecat din țară, da. A plecat din țară, evident. Doamne ferește, da, da. Și a plecat, da. Că a plecat și... A plecat, că a fost bine primit, da. Exact. Și Cornel spuneam, Cornel, dar de ce nu faci filme cu decupaje? Că știu foarte bine cum făceai în facultate. Și mi-a spus, Florin, pentru că astea se cer. Și recunosc și pentru că îmi economisesc foarte mult timp și costuri. Este foarte adevărat. El și-a filmat dar un film în 4 parte, ani. Dar pe de altă parte și când ies foarte bine. Foarte adică bine. Că e o chestie de har aici. Da, da. Și, da. Faptul și relația cu actorii. Am pierdut un autor cu har atât de mare și o să, probabil o să facă filme în Franța, o să facă... Bine, probabil. Cel mai tare m-a impresionat că eram la... Eram la Namur, la festivalul de film francofon și a venit un coleg de breazlă, ca să zic așa, un cronicar belgian flamand deja și mi-a zis regizorul al vostru mare care a plecat în România și va face filme la Hollywood. Și în primul moment am avut așa un stres și am zis, Doamne, care au mai plecat iarăși? Pentru că un an înainte plecase Chișu. Și de Chișu mi-a părut foarte rău, pentru că a avut filmul 5 minute, care sigur a avut și ghinionul că a intrat pe perioadă de pandemie și așa, dar după care au venit premiile GOPO, unde era la o grămadă de, vorba ambasadorului de care vorbeam aseară, de compartimente, de secțiuni, așa, de secțiuni, dar nu era nici la regie, nici la cel mai bun film. Și în momentul ăla a zis, cum adică, sunt bun toți ceilalți, dar nu eu care sunt regizor sau eu care sau filmul în sine. Adică sunt toate celelalte departamente, da, exact, dar nu spuneam de regizor. Și atunci a plecat. Nici n-am mai stat până în țara în care s-au dat GOPO. Și știu că l-am sunat în țara aia, a plecat în sudul Franței, proaică la rândului. De fapt știu că deja s-a și apucat să facă filme. Și l-am sunat și zic, uite, au luat premiu și așa. Da, zice, dar știi pentru ce am plecat. Da. Și de-aia spun că ar trebui să fim totuși ceva mai... E public, dacă și pe vremurile astea ne pierdem oameni. Păi știi cum e povestea? Eu înțeleg că noi spunem că recunoștința e floare rară, cum zic eu, e floarea reginei, cum ziceau comuniștii, floarea de colț. Dar eu zic că e floarea reginei și că ar fi bine totuși din când în când. De ce asta ar fi? Din punctul meu de vedere, la trei lucruri ar trebui să lucrăm mai mult. Să nu mai fim superficiali, să nu mai fim indiferenți, că... Și mai ales să fim recunoscători atunci când realmente lucrurile funcționează. Cum e și cazul cineaștilor noștri care, uite, vin și pentru că la noi cuvântul cineast e mult mai larg, știi? Adică sunt și regizori și actori. Și absolut, oameni, absolut, și absolut, tu ești cineast, ești absolut. Da, absolut, păi sunt chiar numele cineaștilor. Da? M-a amuzat Teodora care mi-a zis, zice, vreau diplomata și în care să reiasă și critică. Măi, pe diploma mea scrie că sunt profesor de franceză. E adevărat, am o diploma. Din fericire am luat-o cu 10, nu m-am gândit că după 42 de ani mi-o mai cere cineva. Dar trebuie să recunosc că să știi că la fundație, la Soros, mi-au cerut chiar și diploma de bacalaureat și am zis, dar cum credeți că puteam să fac facultatea și fără, în 2007, că nu era data da. Doar așa, fără să am bacalaureat, că nu e de altceva, dar până găsesc la mine în casă o hârtie de asta, mai bine luăm alta. Eu mi l-am fotografiat. Iar asta e că sunt critic de film doar pentru că sunt membru a Uniunii Cineaștilor, și adică nu există. A existat într-adevăr o secțiune, dar când am terminat eu facultatea, era... terminat. Eu era așa, un an da, un an ba. Da. Până să-l cunosc eu pe domnul Sucheanu, în anul respectiv nu se dădea admitere. Și am zis, e mult prea riscant după ce am intrat din prima la 7 pun loc cât eram noi la franceză cu engleză, să unde mai... să nu ce să treci, că le dai o admitere nouă, ți-o anula pe ailaltă și dacă nu intrai pe 5 locuri sau cât era, nu era. Da. Riscul foarte mare, așa încât m-am amuzat cu chestia asta, dar mi-a făcut plăcere, că poza e bună. Dacă Irina a lansat această împărere foarte frumoasă. Deci, te întreb încă o dată ca să ne rămână în minte. Care sunt cele trei principii? Eu l-am ținut minte numai pe cel de recunoaștere. E bine, de recunoștință. Nu recunoaștere. Recunoștință este cumva o recunoaștere. Așa, lipsă de superficialitate. Corect.
și să nu mai fim indiferenți. Că dacă noi n-am fi fost indiferenți la ce i s-a întâmplat lui Chișu și am făcut un protest și l-am fi semnat foarte mult din ei. Eu mă simt direct vinovată în chestia asta, nu știu la ce mă simt. Așa, da. Poate că nu pleca. Pentru că el a făcut inclusiv aniversare, a făcut niște filme care chiar aveau substanță și aveau, da, absolut cinema și le-a făcut din foarte multă pasiune. Ca să nu mai vorbim de Corneliu Porumboiu, care știm foarte bine, care a luat camera d'oro la Cannes cu patru cu A fost sau n-a fost, este unul din filmele mele preferate de departe. După aia a fost și Comoara, exact, după aceea s-a dus spre public și tot la Cannes și am văzut că aveți chiar și afiș cu camera, aveți afară afișul, deci care a fost, chiar am fost în sală atunci când a fost premiera și am urcat pe scări alături de el, adică m-am simțit extraordinar, adică am fost fericită. Și un om, cu Vlad, e un om special, da. Nu se poate să-i faci figuri de astea, să-l acuzi de lucruri pe care nu le-a făcut și să-i primiți mascații la 6 dimineața, să ridică capul. Pentru ce? Pentru ce? Pentru ceva care s-a demonstrat. Pentru că 1300 de lei care nu erau și după aia s-a demonstrat. Da. Și atunci sigur că de-aia spun că aici dacă cineva s-ar fi gândit. Eu cred, părerea mea, că ea nici nu știe cine e. Categorii. Ceea ce din nou e foarte grav, pentru că cred că ar fi trebuit toți și toți polițiștii să meargă, pentru că a făcut polițist adjectiv. A făcut polițist adjectiv. Deci și unde vă vorbea de bine, mă. Așa, bun. Da. Ok. Deci acum, dacă Irina a lansat această idee de Sfântă Treime a principiilor care ar putea să fie urmate, continui, dacă îmi permiteți, cu principiul pe care le fac în următorul meu film și mă rog Bunului Dumnezeu să mi ajute să îl duc la capăt. Pentru oameni, este vorba despre Andrei și acolo principiile sunt credință. Și nu spun în religie, ci este credință realmente, este iubire și este iertare. Dacă este ceva ce domină societatea noastră dintotdeauna, este momentul când ne crește un monument de demnitate în clipa în care cineva greșește în fața noastră. Pentru că din momentul acela te simți că ești puternic, că poți să-l admonestezi și că poți să-i spui exact ce ar fi trebuit să facă și ce n-a făcut. Foarte rar există bunăvoința, cum care era de pildă specifică domnului Suchianu, de a căuta în el ce-i bun și de a-i da o șansă încă o dată. Și de a ierta pe cei care le-au făcut mult rău fără să-i uite. Știi că asta e principiul majoritar al celor de care au spune, ierta, nu uit. Nu, iartă. Da, nu trebuie nici uitat. Știu, asta este discuția armenilor față de turci, în momentul în care spunem despre genocid, noi spunem, vă putem ierta dacă vă veți cere și vă veți recunoaște cumva greșeala, dar nu vom ierta niciodată. Eu spun, iartă și ai curajul de a-l lua pe acel om exact în aceeași poziție. Asta, dacă stăm și ne gândim la un moment dat, înseamnă că orice om care riscă poate să și greșească. Dacă tu creezi această creativitate, această tânără minunată de aici, are mari șanse să greșească la un moment dat și ne o rugăm să greșească, că e parte din viață. Fiecare dintre noi a greșit la un moment dat aspectul unor grav, cum am fost eu la Vlad Păunescu, trebuie să spun asta, când eram la Radu Mihăilanu asistent și se spunea liniște pe platou și pentru că nu erau stați încă, se spunea liniște pe platou, liniște pe platou, liniște pe platou, liniște pe platou. Se ducea până pe platou de 500 de metri și la un moment dat se aude un motor. Și ies eu țâșnind așa din tufă și spun, închide și opriți motorul! Și la urmă spune, Dorin, ești nebun? Este generatorul de curent. Ai mișto să tai curent. Atunci nu-l opriți! Dar pasiunea așa nebună. Da, bine, dar astea sunt lucruri minore, ne vorbim de lucrurile foarte grave. Sunt două lucruri total. Acum, dacă noi avem iubirea, iubirea este de fapt esența a tot. Dacă noi avem credința că cineva, undeva, ne poate conduce, cum am fost noi astăzi dimineața la Hagi Gadar, și te poate, nu știm cum, sprijini într-un moment greu, ca tu să poți să ai conștiința curată că ai făcut tot ceea ce poți tu, pentru că suntem diferiți. Asta este bucuria, că suntem diferiți. Deși știu că Irina arată mai bine decât mine, dar mă bucur totuși că suntem diferiți.
Pentru că altfel nu am putea să ne atragem. E frică de mine azi. Clar, că am spus de totdeauna. Dar știi că dacă vrei să mă pierzi cu așa ce cu remarjele astea, mă pierzi singur. Shakespeare spunea așa, mai bine intri în gura criticilor după moarte decât în gura actorilor în timpul vieții. Dar cum eu mai și joc de când în când, eu zic să nu. Da, nu forță mică. Deci eu spun, dacă ai această credință și această iubire. Este repede la Sfântul Andrei, în cazul în care nu am înțeles despre ce vorbește, nu e Andrei. Dar vă mai spun ceva apropo de Sfântul Andrei, să nu vă imaginați cumva, mă rog bunului Dumnezeu să mi-l dea să-l facă în acest fel, că Sfântul Andrei va veni ca o chestiune plutitoare care face bine și dă lumină. Sfântul Andrei este comemorat în data de 30 noiembrie. Că avem liber că păstorește și pe noi. Da. Și este Sfântul României și al mai multor orașe și Galați și la peștera Sfântului Andrei este o mare procesiune care vin 50.000 de oameni în fiecare an. Dar Sfântul Andrei este în aceeași noapte în care fetele își visează ursiții, este noaptea în care duhurile ies din pământ, este noaptea de sfârșit de an dacic, atunci era hotărât, și este noaptea când lupii își întorc capul. Așadar, e un sfânt foarte blând. E un sfânt, așa, cu mai multe fațete, aș putea spune. Și ca să ne amintim, pentru că nu pot să trec peste asta, este noaptea în care a fost omorât Ion Lucian Mihal. Și aș vrea să nu uităm asta niciodată. Da. Pentru că el ne-a dăruit songul, ne-a dăruit speranță. Era un om absolut extraordinar și am să uit cum au venit comuniștii și au zis, cum e song? Ce e song? Song. Suntem oamenii. Noi, generația. A avut o scripire genială. Dai seama că era song de la melodie. Era un cor. Da. Așa că aș vrea să nu uităm niciodată. Niciodată și poate iată, nu știu că pe 30 noiembrie. Deci, e o noapte din asta, e o noapte stranie, ca și altă de Halloween. E o noapte stranie, pentru că inclusiv aia de Halloween, de toată lumea nu înțelege foarte bine ce se întâmplă. De fapt, ea se chema Noaptea Tuturor Sfinților. Și de asta, de exemplu, în Ardeal există luminația, toată lumea merge la morminte ziua viitoare, iar astăzi este Remembrance Day. Este cel mai aproape de 11 noiembrie, când e ziua armistițiului de la primul război. Și atunci în Anglia se ține la duminica cea mai apropiată, se poartă în piept un mac pentru că erau pe câmpurile de luptă unde au sfârșit foarte mult, au crescut maci, foarte mulți maci. Da. În Franța se poartă o albăstrea, nu e bluet, nu e de numai, dar e o albăstrea, altceva. Și acum mai nou am înțeles că la noi este un bujor, nu am înțeles foarte bine de ce, că bujorii, că știu bine, mama mea era născută pe 10 mai, că spunea Luca, voi ești născută când sunt florile ieftine și așa. Erau bujori, eram eu publică, mai eram februarie, martie. Așa, mama, să-mi plesc așa, ești până că s-a stins și ea. Deci bujori erau la mai, eu nu știu unde iau ei bujori în noiembrie, dar mă rog, probabil că de-aia contrafăcuți, ca să zic așa, cu euri. Vreau mai spune ceva, spune că este o legătură între trecut și viitor, între cei ce sunt și cei ce s-au dus. Da, e aceeași lume, din punctul meu de vedere. Adică nu e o graniță. Nu. Mental vorbim și imaginarea, că noi spunem, se spune chiar, este ca un procedeu, pot să întreb pe oricine din această lume sau din cealaltă să-ți dea răspunsuri pentru întrebările tale. Acum nu știu ce răspunsuri îți iei, în funcție de cultura pe care o ai, de cât citești tu, de cât vezi tu și de ceea ce meriți. Da. Mă rog, dacă fiecare s-ar da după merit, cine a scăpat de bici, zicea Shakespeare. Dar spunem așa, așadar, sfântul nostru este Andrei de la Andros masculin și este un luptător absolut. El se luptă cu el însuși. Este să luptă la fel ca și Hristos, că spunea Hristos a descoperit odată, dar Hristos a fost încercat mai rău decât oricine. Așadar, ideea unui sfânt activ pe care îl putem regăsi în fiecare dintre noi. De asemenea, alt proiect, nu știu ce am în proiectul ăsta, nu știu cine mi-a, Dumnezeu mi-a dat, este limpede. Este Ștefan și Vrâncioaia. Are linie directă. Da, nu știu. Se vede pe el. Nu vreau să vorbim despre asta. Dar mai este Ștefan și Vrâncioaia, unde este masculin și feminin. Absolut.
ce putem și nimic acum. Lichid, am înțeles. E ceva lichid, dar nu vreau să discutăm despre lichidul, că există trei, dar ideea este că... Fluid, pardon. Max, ne ducem spre un bărbat, știm ce, nu știu ce înseamnă pentru asta Ștefan cel Mare, că tot mi-a zis Ștefan. Pe cum aici? Este semnul masculin al lucrurilor. Și pe la mic, de asta eu chema Ștefan. Păi, dar nu. Deci este semnul clar. Îl cheamă Șerban. Deci tu vrei să-i schimbi numele, de ce vă zic, sunt pe Șerban. Pe cuvânt. Ștefan Lazarescu, deci nu. Așa îi spun. E magic, orice prestii spune în prima o ia. Da, da, zice, bine, dacă a zis, ea precis că e bine. Da, și trebuie ce înseamnă crederea în critic, știi? Da, da, da. Și eu știu, da, și eu știu. Ce frică să recunoști că ți-e frică. Nici nu vreau să mă gândesc că mi-aș fi frică că nu mai vorbesc. Da, 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 da. Nu știu, ca să mai spun dacă am vorbit limba franceză. Da, apropo de ce spuneam de vreme și apropo de cronici, cel mai bine, din punctul meu de vedere, e cel mult să fii ironic. Și atunci îți iese, știi? Fără să fie o ironie de asta tăioasă, adică nu... Nu, se o deschidere, o tandreță. Să fie una tandreță, te rog. Vă e cunoscut un actor pe nume Vali Răcilă, da? Bluesman. Dacă e bluesman, e al tău, nu știu, da? El, știe, el e cu muzica. Până acum am spus că, uite, da. Ți-am adus niște bomboane Mozart, pentru că nu s-au găsit bomboane Vali Răcilă, bomboane Rolling Stones, să știi că se găsesc. Bomboane Rolling Stones. Hamlet există, dar mă rog, la nu cânta. Regent Street, numărul 9, unde peste o săptămână. Mi-aduci. Mă duc să iau bombane Rolling Stones și am să descrezi cu bombane Rolling Stones. Asta e indiscutabil. Bine, mă bucur. Deci, Vali Răcilă la festivalul de blues de aici, când cântau un grup, Black. Ce s-a blues? Adică tristețe de la blues? Nu, nu, e inițial. Deci, originile sunt de tristețe. E albastră, situația albastră. Da, da, exact. Avem și noi muzică de inimă albastră. Avem și noi, este echivalentul perfect, da? Nu, bluesul e atât de generos în prinderea lui. Așa. Și la ăsta de plus... Răcilă cu cuburi. Da, Răcilă, sigur, organizator. Așa și nu, da? Că ceva îmi sunat. Și mă duc, era singur într-un colț, mă duc și muzica nu era deloc interesant, era un grup maghiar. Și zice Dodo... Nu înțelegem asta ce... Nu, zice Dodo... Și nu e politică, că e corect, că m-a pus asta la una la plică, a zis că am zis invers, că eram zis... Da, așa. Și zice Dodo, ce părere ai? Interesant. Și începe ăsta și râde, și râde actorul de mine, râde. Știi că așa zicea Tudor Carampir, că dacă zici de ceva e interesant, înseamnă că nu poți vorbi. Vorba. Sub pământ. Da, 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 și nu poți vorbi. Să zici de ceva că e interesant. Zice, la noi în teatru, când nu poți să spui că ești prieten, că e cunoscut, că nu știu, că ai asta, că e ceva de rahat. Zice, da. Atunci zice, nu poți să nu zici de rahat. E un sinonim, zice, da. Este interesant. Da, da, în sensul ăsta... Da, așa zicea mereu. Carafir, este un scut ușor. E un scut ușor ca să fie și da, e interesant. Spus o dată interesant despre ceva? Nu, pentru că deja am spus să doar Carafir să nu spun, dar asta vreau să spun că este nedrept, pentru că unor chiar sunt niște lucruri interesante. Da, da, da. Și nu mai ai curajul să folosești cuvântul și atunci trebuie să te gândești să găsești un sinonim decât ca să răsplătești pe ăla care, apropo de... recunoștință. Ceva interesant. Da. N-ai spus nimic despre Bucovina. Ia, hai. Bucovina, țara oamenilor faci. Tocmai am fost la una dintre bunicile care au filmat în acest film. Din cele 13 bunici. Din cele 13 bunici. Din cele 13 bunici, dar știi ce m-a adus aminte? Iată, nu mă opri, da? Că ieri noi stând la Mandachi, normal, pentru că e vorba aia și el cinea și așa, și era deschis un restaurant pe acolo și scria acolo... Era un citat în italienește pe care eu mi l-am tradus așa, că dacă veniți aici, nu îmbătrâniți. Eu în capul meu am zis, deci spune că să nu stai prea mult pe aici, adică nu îmbătrâniți pe la mese, că mă sunt mai bine și alții. Noroc că cineva după aia a zis, dacă veniți aici, nu îmbătrâniți. Ei, eu nu știu dacă om a fost sau nu acolo, încă nu cred că putea, că abia ieri s-a deschis, dar... realmente la 90 de ani arată senzațional, chiar nu îmbătrânește, cred că ați găsit voi aici un secret. Pentru că are energie, da. Pentru că trebuie să rezolvate lucrurile. Mamă, eu când am iubit, am iubit. Dacă tu ai energia asta, asta este o energie activă, este extraordinară. Noi putem să vedem că Irina, de pildă, are absolut o acțiune adolescentă, adică ea stă foarte mult acasă, este foarte liniștită, se uită la ce...
Deci dacă o întreb unde pleci, plec la, în Franța, am plecat la după care mă întorc, plec la Bruxelles, după care vin, mă duc la Suceava, după care am la Iași. Și zic, dacă ai nevoie la un moment dat să te mai conduc, că de asta suntem acum împreună pentru un motiv extrem de limpede, că ne place filmul. Că există punctul, da? Deci nu există avion între Cluj și Suceava. Și de la București la avioanele sunt numai seara. Deci iar nu aș fi ajuns aseară și îmi doream foarte mult să ajung să prezint filmele de aseară. Așa, dar exemplu un ofițer care nu doarme noaptea de așa și poate să meargă ca nebunul să... Dar atenție, asta trebuie să povestim, nu știu dacă v-am spus și atunci, că am plecat dimineața la ora 9 după un festival întreg de film din Timișoara ca să ajungem la ora 7 să vedem un film în Suceava, de parcă aveam nevoie să mai vedem un film. Și am văzut Mulan, care ne-a ajuns foarte sigur. Și ați ajuns, da? Da, bineînțeles. Să lăpăm pentru un film, să întârzi. Păi nu, există două lucruri. Deci, unul, am avut un TEDx la Târgu Mureș. Și tot ne-am zis, vedeți că eu trebuie să mă întorc înapoi, veneam tot așa de la Târgu și ne-am zis, și trebuia să mă întorc la București să văd două filme care erau la săptămâna filmului francez. Și am zis, vedeți cum mă puneți că eu trebuie să ajung înapoi la București. Dar eu nu m-au pus dimineața cum au promis și m-au pus seara chiar după prânz, ca să zic așa, și înaintea mea mai era un domn. Și m-am dus la el și m-am negociat și am zis, vă rog mă lăsați înainte pentru că eu trebuie să ajung la București dacă pierd alea două filme. Nu vă mulțumim. Ăla săracu a fost un gentleman și eu am urcat pe scenă, am zis că îi mulțumesc foarte mult că a fost un gentleman și pentru că înainte vorbise, mereu m-am să povestesc chestia asta, vorbise un procuror care devenise el și dramaturg. Dar într-unul din procesele pe care le avusese până atunci, avusese o dramă unei femei care fusese chinuită 20 de ani, a bătut o bărbat, a chinuit-o a nu știu ce, până când aia într-o bună zi era cu cuțitul în mână, l-a băgat în el și s-a terminat. Așa, și după care procurorul ăsta trebuia să dea o sentință și că a stat foarte mult în balans cum să dea sentința asta și a dat seama că totuși avea circunstanțe atenuante. Și am zis, dacă nu mă lăsați vorbesc înainte, mă omoram sigur și îmi găsea domnul procuror, sigur circunstanțe atenuante, că să mă faci pe mine să pierd două filme, sigur te-i ras. Al doilea, de ce nu merg cu trenul? Pentru că tot așa am mers odată București Cluj, am întârziat două ore trenul, după ce că face 100 până acolo. Da, am pierdut un film și am zis, pe mine în tren nu mă mai prinde niciodată nimeni. Cine mă face pe mine să pierd un film, e mort. Înțelegeți de ce merg eu foarte repede? Înțelegeți de ce merg eu foarte repede? Pe cât mai avem, Florin, întârziem, gata? Mergem foarte repede cu viteza legală, 90 la ora asta, în cazul în care suntem ascultați. Dar să le spunem repede, eu sper să ne vedem și de adevăratele astăzi, că înțeleg că mai nouă este radio cu imagine. Când am fost acum foarte mulți ani la Londra și nu știu, cred că era așa, am lăsat o prezentare în care spuneau radio cu imagine și ce am zis, doamne, ce e radio cu imagine? Uite că mi s-a întâmplat. Mi se întâmplă tuturor. Deci, în buma ta. Îl avem la ora 14 cu Lea Sedu și au vorbit foarte mult despre el. Este la secțiunea Kaizen de realizator, adică cele două săptămâni pentru regizor, că ăștia vorbesc mult și durează. Pot să spun puțin despre Lea Sedu? Nu. Este acea ființă superbă care a apărut în filmul Tornator în 1900 și s-a lansat după aceea în multe filme franțuzești. Este o frumusețe rară. E nepoată lui de la Pate, toată lumea știe că de-aia joacă să se filmele, dar nu contează, cred că vrea să facă o coproducție. Nu Pate, Așa, bun. Așa și pe Triangle of Sadness ăsta de care vă tot spun, triunghiul tristeței, care ei pornesc de la ideea că noi ne încruntăm aici și facem un triunghi, care e un triunghi că te încrunți așa tristețe. Noi știi că avem cele două variante, te încrunți așa inteligent sau te încrunți așa prostie, că sunt pe verticală așa, adică pe orizontală practic așa. Nu, sigur. Da. Așa, bun. Și de la 19:30 Remeneu. Pe care tu l-ai contestat ca premiat. Da, care, zis, nu Remene, că Remene nu am mai început. Da, l-am contestat. Bine, l-am contestat mai puțin decât de anul trecut, Titan, care era și mai rău. Dar asta trece. În schimb, era unul foarte bun, unul corean. Decision to Leave, hotărârea de a pleca, a lui Chan Pauk, care categoric, care a luat premiul pentru regie, deci echivalentul lui Alexandru Belk, el a luat la Sertare, dar ăsta l-a dat în secția mare. Și Remeneu, șansa să o vedeți pe Judith Sate, care e un personaj în sine, nu numai în film, ci și în afara lui, așa că vă așteptăm diseară acolo, înțeleg că
va fi. Vă așteptăm. Și avem multe de povestit. Ca da, să da, și la... Încheie, ca după aia vreau și eu să vă spun de la ora două. Atunci... El era singurul pe care nu l-am văzut, mărturisesc deci, cinstit, o să văd vreo dacă voi. Pierdem vreun film, că îi termin imediat. Că a terminat de vreun film. Așa e, că te termin. Vă spun doar atât despre Bucovina, că este un loc absolut superb, că este un loc unde oamenii încă sunt oameni și vă rog să rămâneți așa. Un loc unde bărbatul conduce casa nu pentru că o conduce împotriva principiilor, ci pentru că își iubește familia, pentru că muncește pentru ea și unde femeia are grijă să conducă tot ceea ce înseamnă creșterea copiilor, educația lor, ținerea bărbatului acasă, toate animalele de care are grijă, toate pentru că face chiar cu cârciuma acasă, ca să nu se mai ducă la cârciuma, știi că era un moment de vreme, da, așa? Nu vreau să vorbesc despre caii care în Bucovina știe exact unde se oprească căruța din cârciumă în cârciumă, nu vreau să vorbesc despre asta, dar vreau să vorbesc despre lucruri frumoase, unde fraternitatea în Bucovina este absolut unică și unde eu mi-am permis, atunci când am făcut filmul despre comunități, să spunem, dacă trebuiau să fie cele 12 comunități din Bucovina și le voi numi imediat, cu ajutorul vostru, dacă uit vreuna. Sănătos. Să fie, să, ciocolată, da, dai, da. Să fie, vă dau cu mult cel mai mare drag, să fie cea de-a 13. Asta, da, cele 12 sunt, spun eu, în prime, ucrainieni, ruși, maghiari, germani, evrei, armeni, italieni, țigani și polonezi, ruteni, huțul. Hai că ți-o ieși mai mult. 11. Mai este pe la 12 de dacă vine și românile. Greci. Wow, da, n-am spus. Mărat, mai mulți, și români. Așa, e bine. Ei toți sunt între în mijlocul poporului român. Da, pentru că ei, de fapt, ne-au susținut. Pentru că ei au primit toate aceste 12 comunități. Acest film, pe care vă invit să-l vedeți, l-ați văzut foarte mult la televiziunea română, prin amabilitatea doamnei Laura Florescu, care este un cineast desăvârșit, apropo de cineaști. Da? Este un film care a fost făcut în coproducție cu televiziunea română în perioada lui Demeter Andrașiștvan, pentru că a fost ideea lui, eu vreau să fac un film normal, ca orice om normal, despre armeni. Nu, sunt armeni. Da. Și Demeter mi-a spus, nu, sunt mai multe comunități. Bineînțeles că el se gândea la cea evreiască, germană, maghiară. A, va și maghiară, exact, da. Da? Da, da. Și foarte corect, foarte corect. Acest film este făcut cu o echipă de cineaști. Chiar dacă ei sunt în televiziunea română, Andrei Țunăre și Dinu Mărgărin, și care sunt Diopii, da, director de imagine, unul dintre cei mai buni la momentul acesta, pe vârsta lor. Și este un film care a dat naștere unei echipe care va filma mai departe, cu voia lui Dumnezeu, în alte proiecte pe care le avem. La fix, că tot aici o să vorbim despre ele. Da? Așa că mulțumesc. Deci, vreau să știi că îmi face plăcere să fiu și aici în studio, că mai facem noi așa. Laptop, pe nu știu ce, că ai văzut și până să intri aici, ai văzut că eram în stradă. Face-i cu tot. Aduc mașina oricând vreți voi, deci m-am urcat. În stradă pentru Digi, dar m-am bucurat că am putut să zic și de radio și de ce a fost aseară aici. Și chiar e foarte bine aici. Suntem niște așa. Lezase, era un film francez. Sală plină. La revedere! La revedere, mulțumesc invitațiilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați alăturat nouă și vă așteptăm cât mai aveți prilejul acolo la cele trei filme de astăzi, la festivalul de la Cannes, la Suceava. La cinema! La cinema, modern!